Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat va fi aprobat săptămâna viitoare de guvern. Anunțul a fost făcut de premierul României, Florin Câțu, care a făcut și mai multe precizări legate de sistemul de pensii și PNRR. Acesta se va aproba cu cumul de pensii. Interzicerea cumului de pensii cu salariul la stat se va aproba. Pentru că au trecut aproape două luni. Se va aproba săptămâna viitoare. Pentru a intra în vigoare, acest proiect de lege trebuie votat de Parlament și promulgat de președinte. Întrebat de legătura dintre sistemul de pensii și Planul Național de Redresare și Reziliență, Florin Câțu a declarat. În PNR nu scrie nimic de vârsta de 65 de ani, nu scrie de așa ceva. Repet, v-am dat calendarul pentru legea pensiilor. Haideți să discutăm pe legea pensiilor când va apărea. Bineînțeles că sunt discuții și sunt opinii și în cadrul partidelor politice din coaliție, sunt mai multe propuneri, vom vedea care va fi propunerea finală. Deocamdată știm ce avem clar, este această ordonanță care a fost în dezbatere publică și acum are toate avizele și este gata, înțeleg, pentru săptămâna viitoare, în care se extinde opțional. Dacă dorești să stai peste o anumită vârstă, vrei să rămâi la locul de muncă, să-ți extinzi perioada, poți să rămâi. Dar acum, asta este singurul proiect despre care discutăm. Restul nu avem proiecte. Avem, bineînțeles, opinii, dezbateri și eu prefer ca de fiecare dată să discut pe ceva concret. Noua lege a pensiilor ar urma să intre în vigoare în primul trimestru din 2023, iar procedura va fi una transparentă, promite Câțu.